La începutul acestei săptămâni, deputatul Dumitru Lovin a citit în plenul Camerei Deputaților o interpelare prin care i-a semnalat ministrului Sănătății o altă problemă majoră a județului nostru, lipsa unui aparat pentru endoscopie și colonoscopie și a unui echipament de radiologie cu Braș-C. Interpelare adresată doamnei Sorina Pinta, Ministerul Sănătății. Obiectul interpelării. Spitalul Județean de Urgență Vâlcea are nevoie urgentă de un endoscop și un echipament de radiologie cu Braș-C. Doamna ministru, în ultima vreme la audiențe, tot mai mulți cetățeni îmi semnalizează faptul că una dintre marile probleme cu care se confruntă Spitalul Județean de Urgență Vâlcea este lipsa unui aparat pentru endoscopie și colonoscopie și a unui echipament de radiologie cu Braș-C. Stând de vorbă și cu medicii pe acest subiect, mi s-a confirmat că, într-adevăr, există o problemă din acest punct de vedere și că cele două echipamente sunt vitale pentru sănătatea vâlceană. La ora actuală, la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, există un endoscop foarte vechi și unul reparat. Acestea nu le fac față sutelor de pacienți care lunar au nevoie de intervenții, chiar dacă la spital avem și 4 medici specialiști care le deservesc. Pentru ca lucrurile să se schimbe în bine, se impune așadar achiziționarea cu sprijinul Ministerului Sănătății a unui endoscop nou la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea, costul acestuia fiind estimat la aproximativ 60.000 de euro. Un efort financiar similar ar presupune și brațul C, radiologic necesar la secțiile chirurgie și ortopedie de la Spitalul Județean de Urgență Vâlcea. În concluzie, doamna ministru, vă rog să vă precizați punctul de vedere cu privire la situația prezentată mai sus și cu autoritatea de care dispuneți să găsiți cele mai bune soluții de rezolvare. Soluția propusă de parlamentari este alocarea sumei necesare pentru achiziționarea unui endoscop nou și dotarea Spitalului Județean de Urgență Vâlcea cu acest echipament medical.